de scăpă de 35 de metri. Stadionul de Ususului este amenajat cu lucrurile de marcare, spațiile tehnice și tot destinate echiperor de fotbal, antrenurilor și reprezentanților presei, precum și cred pentru accesul sportivilor. Arena de marcare subterană de 193 de metri, dar marcarea se protejată de celălalt stadionului, travează peste 100 de metri. Terenul de joc este propus cu sistem de încălzire brace interne, băncile trebuie ce sunt în nivelul cazonului și dispun și ele de sisteme de încălzire a scaunilor. Arena națională este acompanită, dar nu pe contrivările, ceea ce face la stadionul să poate fi utilizat 365 de zile pe an. Acoperișul măsoară 29.600 de metri pătrați, însă o terenul este retractabil. Închiderea și deschiderea acoperișului creează sferilor. Noul stadion are instalații de nocturne și în marcare și 264 de reflectoare de lucrurile de lux. Gradinele sunt împlinite cu 80 de reflectoare, două pe fiecare. Acoperișul fix este luminat în final, doar de 80 de reflectoare, două pe fiecare stadion. Statul și stătările de lumină și de avanță, cele de stătările sunt împlinite, pentru că arena se lucrează în câte de cineva. Pentru atletism, de ce n-ați lăsat pistă? Pentru că așa l-au spus, că fotbal, o să mă duc. Că e păcat, e păcat. E bine să mai facem. Așa l-am pomenit și toată lumea mi-a explicat, dar aproape să fie. Dacă nu mai menționat. Au fost niște discuții de mai bună. Știu. Știți foarte bine. O seară bună. O seară bună, numai bine. Thank you.